Eugenia Goe a spus într-un interviu acordat GSP că suporterii au obținut ce au vrut, au conducerea pe mână și că e greu la fotbal. Cumva părea, nu știu, nu neapărat că se bucură, dar... Nu. La cum știu eu, pe Eugen nu se bucura, crede-mă. A jucat la Dinamo, a fost antrenor, chiar dacă a trecut printr-o perioadă complicată, îl înțeleg, dar crede-mă, la cum îl știu eu pe Eugen, nu se bucură de faptul că Dinamo se găsește în situația asta. Pe de altă parte, îl simt că a rămas așa cu un regret din perioada de la Dinamo, pentru că tu știi foarte bine, n-a putut fi nici măcar prezentat la Săftica din cauza suporterilor care îl cereau în continuare pe Mircea Rednic. Da, așa este. A fost o perioadă complicată. Nu știu ce pot să mai spun acum. A fost o victimă colaterală. Oricine ar fi venit la momentul respectiv, cred că ar fi pățit la fel. Greșeala cea mai mare, până la urmă, a fost a celor care au luat decizia de a depărta pe Mircea Rednic la momentul respectiv. Una dintre marile greșeli ale managementului lui Dinamo a fost îndepărtarea lui Mircea Rednic. Eu cred că dacă ar fi rămas Mircea Rednic la momentul respectiv, nu știu dacă ne-am fi găsit în situația asta la momentul actual. Nu știu, e o opinie personală. Da. Ar putea să greșesc, dar e părerea mea și n-am cum să mi-o schimb niciodată. Adevărul e că, și tu știi foarte bine că eu nu sunt un favorit de lui Mircea Rednic, însă trebuie să recunosc și eu că Mircea Rednic era cumva cel mai potrivit om, în primul rând, pentru că clubul n-ar fi ajuns la aceste probleme financiare. Ai văzut și tu, Mircea Rednic împrumuta constant clubul cu bani. Cum era nevoie, venea cu bani și susținea financiar echipa. Deci... Dar gândește-te, atunci a fost perioada aceea complicată cu săracul Eugen. Echipa era huiduită la fiecare partidă. Nu era ușor. A fost o situație grea, complicată pentru toată lumea și special pentru Eugen. Cel mai important este că a reușit să treacă peste acel moment și mă bucur sincer pentru el că face treabă extraordinar de bună la Astra. E un antrenor bun, dar am spus, a fost o victimă colaterală în care el n-a avut absolut nicio vină. El a vrut decât să facă bine. Eu i-aș da credit în continuare lui Eșanu. E un băiat de caracter, un băiat care a trecut prin multe, a avut o grămadă de probleme. Să nu uităm că a fost la un moment dat un antrenor care pur și simplu nici nu-l primea la Săftica să se antreneze. Nu a fost ușor pentru el. A avut evoluții bune. Gândește-te că e primul lui sezon la un nivel de seniori cu miză mare, la o echipă de talia lui Dinamo. Am spus mai devreme, a greșit, cu siguranță va mai greși, dar dacă îi dai încredere și continuitate, va ajunge un portar de top. Are calitățile necesare de a face lucrul ăsta. Gândește-te ce s-a întâmplat cu Vlad de la FCSB la începutul. Da, e cel mai bun exemplu. Greșea incredibil. Cariera lui, care a greșit de 10.000 de ori, cred că mai mult decât a greșit Eșanu până în acest moment. Și uite-te acum, e unul dintre cei mai buni portari din România. E adevărat. Asta înseamnă să dai credit în continuare unui portar tânăr. Până la urmă, eu cred că încrederea care îi va fi acordată va fi răsplătită de evoluții bune și Dinamo va avea în poartă, eu știu, un portar bun foarte mulți ani. Să nu uităm că îl mai avem pe Fara, care e împrumutat la Farul Constanța, îl mai avem pe Mitrovici, la fel, un tânăr foarte, foarte bun, cu reale calități, are 17-18 ani. Dinamo are o școală bună de portar. Problema este să le dai încredere, că dacă nu le dai încredere, o să se piardă pe parcurs, așa cum s-au pierdut foarte mulți dintre tinerii echipei. E adevărat. Dancio, aș vrea să te întreb și de Sorescu, pentru că este fotbalistul pe care tu l-ai văzut și l-ai adus la Dinamo. Ții minte, nu știu dacă ți-am minte și tu, că te sunam și te terorizam să-mi spui dacă te duci după Sorescu și tu evitai, că na, nu-ți place să dai informații până nu se semnează și eu tot te terorizam cu mesaje, te duci după Sorescu. Te-ai dus personal atunci să-l convinci să semneze? Nu. Deci a fost, problema a fost de modul următor. Florin Bratu l-a descoperit pe Dejan, vorbea cu
cu Predescu, în perioada respectivă, fostul nostru jucător care evolua la Timișoara, i-a spus de el că e un jucător bun, talentat. Și Florin mi-a spus mie după aceea, eu am plecat la Timișoara dimineața, m-am întâlnit cu el, cu părinții lui, am semnat contractul și asta a fost tot. Atenție, eu. Tu ai luat fața, știu că erați, nu speriați, dar erați în gardă pentru că și Steaua, mă rog, fostă Steaua FCSB, îl dorea pe Sorescu și era o chestie foarte rapidă. Știu că tu ai plecat rapid la Timișoara să-l convingi, ca să nu vi-l ia FCSB-ul. Am plecat dimineața pe la vreo 6 cu avionul și am reușit la ora prânzului să semnez cu el. Mă bucur că am făcut-o, e unul dintre cei mai importanti jucători al lui Dinamo. Gândește-te, un jucător care se pune în slujba echipei, joacă în acest moment pe poziția de fundaș dreapta, cu toate că el este mijlocaș și ar da un randament mult mai bun în acea poziție, dar pentru moment, Dinamo, neavând acoperit acest post, se sacrifică și joacă acolo. E un jucător în care eu cred foarte, foarte mult. A crescut enorm, de o calitate umană extraordinară și îi doresc tot binele din lume și de fiecare dată când vorbesc cu el încerc să-l încurajez și să-l îmbărbătez, să aibă evoluții bune și să scoată un pic și echipa din situația asta mai puțin plăcută acum în acest moment. E adevărat, Dancile, pentru următorul meci cu Viitorul sunt suspendați chiar Sorescu și Pulici. Cât de mult atârnă aceste absențe și ce așteptări ai tu de la partida cu Viitorul, care nu se descurcă nici el foarte bine? Da, dar acolo la Pulici să zici că poți să joci cu Ekman și cu Ricci Grigore. Da. Adică ai putea să ai formula aceasta. Problema va fi la cea de fundaș dreapta, unde cred că va intra Andrei Radu. Da, sunt două echipe în criză de formă, în criză de rezultate, dar se joacă acasă și Dinamo trebuie să câștige pentru a mai liniști un pic apele din punct de vedere al clasamentului. Dar am încredere în echipă. Ți-am spus, nu-mi fac probleme pentru Dinamo că va avea probleme, eu știu, să evite retrogradare. Au un lot bun și nu cred că se va ajunge în această situație. Te-ai fi așteptat ca unul dintre copiii tăi de suflet, Steliano Filip, să revină la Dinamo? Da, vorbisem cu el, îmi spusese la un moment dat că există această posibilitate de a se întoarce. Mă bucur pentru el. Am înțeles că din ce am mai vorbit este total schimbat față de ultima perioadă când a venit la noi. Este mult mai implicat, mult mai fit. Înseamnă că a înțeles ce trebuie să faci pentru a face performanță. E un jucător important pentru Dinamo, pentru spiritul echipei și sunt convins că dacă va avea evoluții bune, poate să ajungă și la echipa națională. De ce nu? El a fost un jucător de echipa națională. Trebuie să muncească mult mai mult, să fie concentrat în ceea ce face în fiecare partidă, să încerce să joace în mult mai multe momente și faza ofensivă, pentru că poate să facă lucrul acesta, are o capacitate bună de efort. Și sunt convins că atunci va ajunge și în vederile selecționerului dacă va face lucrul acesta.